Fructe proaspete, zahăr și suc de lămâie. Acestea sunt ingredientele unui gem făcut în casă de gospodine, o rețetă de pe vremea bunicii respectată fără abatere. Fructe, zahăr sau sirop de glucoză, fructoză, apă, gelifiant, pectină, agent de îngroșare, gumă goar, corector de aciditate, acid citric, citrat trisodic. Acestea sunt ingredientele unui gem din comerț. Adică un cumpărător fără cunoștințe de chimie sau de industrie alimentară nu prea știe ce consumă. Pentru a face o diferență clară între ce găsim pe piață și ce facem în casă cu mâna noastră, am comparat cele două produse, iar diferența este uriașă. Gemul din magazine se comportă ca o piftie, este plin de gelatină, iar fructele nu au niciun gust. Gemul de la bunica, în schimb, are tot ce-i trebuie, culoare, gust și 100% fructe naturale. La fel spun și gospodinele care preferă să prepare gemurile și dulcețurile în casă. Din comerț am luat, dar de mult, de când văd că piața e foarte bogată, le cumpăr și le fac eu. Au alt gust. Sunt naturale. Și cel din comerț cum vi se pare? Am văzut că e gelatinos mai mult. Puțin mai gelatinos înseamnă că se mai pune încă altceva față de ceea ce știm noi că se face cu rețetele din bătrâni. Totul este natural. Nu punem altceva decât fruct, zahăr și puțină lămâie. Place la făcut de mine. Dumneavoastră îl faceți, nu? Da. Și ce puneți în el? Cel din comerț are gelatină, are euri. Îl fier că trebuie. Fructul și zahăr. Da. Ce m-a făcut ca la țară, cum făcea bunicii. Pentru a nu ne mai otrăvi cu aditivi, dar și pentru a ști ce consumăm, Ministerul Agriculturii vrea să reglementeze rețeta majunului după un conflict între două mari companii de profil. De exemplu, potrivit proiectului de act normativ, majunul de prune este definit ca o pastă groasă, omogenă, obținută prin fierberea prunelor proaspete, după îndepărtarea părților necomestibile. Totodată, la fabricarea produselor precum gem, majun de prune, marmeladă, jeleu de fructe sau piure de castane îndulcit, se pot folosi următoarele ingrediente: miere, suc de fructe, suc de citrice, suc de fructe roșii, căpșuni, zmeură, agrișe, coacăze, suc de sfeclă roșie și lista poate continua. În orice caz, chiar și cu noile reglementări, niciun produs de acest gen de pe rafturile magazinelor nu va putea fi identic cu produsul clasic din cămara gospodinelor.